dragilor, astăzi este duminică, iar eu m-am apucat să gătesc pentru prânz. Având în vedere că astăzi am dormit mai mult, am lenevit mai mult prin pat și am mâncat micul dejun mai târziu, eu acum pregătesc prânzul pentru noi. Deși a trecut de prânz, noi îl vom mânca mai târziu. Aici facem cartofi prăjiți, cartofii prăjiți sunt la putere la noi, piept de pui la grătar, pe care l-am condimentat doar cu sare și cu piper. Iar aici avem cârnăcior, pe care l-a cumpărat mama ieri din Selgros. Este un cârnat nemaipomenit de bun. O să mă apuc să-l tai și o să-l prăjesc. Trebuie să curăț această rodie pentru Marc. Marc așteaptă să curățăm rodie. Iar mai încolo ne apucăm să facem activitate și să lipim hârtiuțe pe brăduți și să facem și steluță. Îți voi face o steluță și facem... Deci facem pe o hârtie un brăduț. Pe altă hârtie facem o steluță și vom lipi din aia hârtie, din aia creponată galbenă, așa o tăiem și o lipim, așa punem cu lipii, să vezi ce frumos iese. Găsim pe frigider, vedem unde o lipim noi, da? Foarte, foarte fain! Ura! Da! La noi brăduțul stă prins de dimineață până seara, undeva pe la ora, nu știu, 10? 10 și ceva, cam atunci îl oprim. Wow, uitați și steluța aceasta pe care a cumpărat-o Marc din Jumbo. Mă gândeam să o pun pe geam, doar că momentan nu am o ventuză la îndemână și nu am nicio priză din aia, ori un prelungitor, ori o priză cu trei capete. Așa că am luat și am pus această steluță aici pentru a se putea bucura și Marc și Selena de ea. Lui Marc îi place foarte, foarte mult. Și mă duc că mi se arde pieptul de pui. Și mă gândeam să prăjituresc și ceva, dar nu știu ce. Dacă ar fi fost după mine, aș fi făcut banana bread. Doar că nu am banane suficiente, am doar două și nu sunt așa de coapte. Și o tavă așa micuță nu am să fac doar pentru mine. Cam așa se prezintă vremea. Pe la noi, de dimineață, era soare, era senin și undeva pe la ora 12, cam așa a început să se întunece, așa să se facă înorat. Cred că o să înceapă ploaia, că a anunțat ceva ploaie. Și era atât de plăcut când am fost pe la 9 și ceva cu mine afară, deci mă încălzise soarele atât de tare și aveam un plan să mergem la plimbare, aveam un plan să mergem cu rolele, să facem ceva activitate pe afară, dar acum ne-am răzgândit, așa că vom ieși puțin afară, poate câteva minute, să duc gunoiul și să o plimb pe mini, să luăm așa o gură de aer, după care venim să facem activități în casă. Aștept să-mi vină și mașina de spălat vase, credeți-mă pe cuvânt că de dimineața am spălat vase în continuu și nu vă mint, se adună atât de multe vase la micul dejun, la prânz, la cină, plus că între toate mesele pe care le gătesc mai fac câte o prăjitură sau câte ceva și abia aștept să-mi vină mașina de spălat. Eu m-aș aștepta să vină undeva pe mâine. Eu aveam dorința să o primesc săptămâna trecută, undeva pe luni sau marți, dar nu a venit. Așa că abia aștept să vină, v-am arătat, o montăm acolo și numai bine va fi util să scot, adică să iau vasele de aici, acolo, și să le pun în mașina de spălat. Acum sperăm să vină și să se potrivească, eu am măsurat, mobila o vom împinge un pic mai încolo. Și da. Abia aștept să vină. Mi-am pierdut ideea. Am vrut să vă mai spun ceva, dar nu mai știu. Uite, îmi pleacă și tigaia asta. Doamne, doamne, doamne. Nu știu cum ați nimerit voi toamna aceasta cartofii sau tot anul, că eu tot anul am nimerit cartofii. Majoritatea au fost stricați. Deci am cumpărat cartofi și de la Lidl, și din Penny, și din Carrefour, și din Kaufland, și de la piață, și de la Ozun, la cei oameni care vând cartofi, chiurtoș, pâine, usturoi, ceapă și așa mai departe. Și toți cartofii pe care i-am cumpărat, fie că au fost roșii, fie că au fost albi. No! Bingo, du-te de aici că am vopsea în păr! No! Deci, doamne, dacă vedeți ce e pe... gheruțele lui e tot vopsit de la, nu știu dacă se vede, de la
părul meu, uitați, și pe pene, e... Doamne! Mai bingo, mă, eu m-am vopsit și am uitat să-mi pun ceva pe cap și el a venit de vreo 3 ori în capul meu. Da. Mai, trebuie să te prind și să mă duc să te spăl, să văd dacă reușesc să spăl cheruțele alea cu șampon. Să vedem dacă ți se duce vopseaua de pe ele. Da, doar că trebuie să-l prind și acest lucru nu prea se întâmplă în timpul zilei să reușim să-l prinde, decât atunci când este întuneric afară, în casă, nu are lumină să vadă. Dacă vreau să pun mâna pe el, n-am nicio șansă. Eu dacă vreau să-l prind, că trebuie să plec undeva și să vreau să-l bag în cușcă la el, în colivia lui sau nu știu, am nevoie să-l prind, să-l duc la veterinar sau ceva, nu pot. Nu știu ce o să mă fac cu el, cum o să reușesc să-l prind. Da. Of. Și mi-am pierdut ideea, cred că vă spuneam despre cartofi. Deci toți cartofii pe care i-am luat, fie că au fost albi, fie că au fost roșii, pe toți i-am nimerit stricați. Foarte stricați. Așa că nu știu de unde să mai cumpăr cartofi. Vorba lui Bogdan, bine că n-am cumpărat saci din aia marca, așa aș fi vrut să cumpăr saci și să-i duc în beci, că altfel îmi părea rău. Așa cumpăr câte un kilogram, 2 kilograme și nu, măcar nu-mi pare rău. Unde-ai plecat? Am pus și cârnațul la prăjit, cartofii sunt gata, imediat este gata și fiertul de pui. Cârnațul la fel, se prăjește foarte repede. Ăsta e un cârnaț care poate fi mâncat și crud, este foarte, foarte bun. Mă apuc să spăl vasele, la 2:30 ar fi trebuit să mă spăl pe cap că m-am vopsit. Dar, aștept să se prăjească astea, să se termine și apoi mă duc să mă spăl pe cap să nu rămân cheală. Mă mai trezesc că îmi cade părul. Mă marche foame. E vomică? Da? Bine, mănâncă cartofi până scură rodie. Mai am de curățat și rodia. Deci, acest fruct mi se pare cel mai greu și cel mai oribil de curățat și nu-mi place să curăț rodie. Deci, mi se pare ceva oribil. Dar mi-a place. Eu știu că-ți place, dar mie mă refer că nu-mi place să o curăț. Că ție-ți place, da. Mă bucur că mănânci, că este... un fruct foarte bun și foarte sănătos și cu vitamine, dar mie nu-mi place să-l curăț, la aia m-am referit. Dar pentru tine o fac.
Am fost la Penny și am cumpărat câteva lucruri. Normal aveam nevoie de pâine. Nu am găsit-o pe cea de la Deplina și am luat o pâine toast. Mai avem pâine în acea cutiuță, doar că Selenei nu-i place, așa că am luat-o pe aceasta să-i facem pachetul pentru școală. Am luat o salată verde. În seara aceasta vom face o salată cu ton, cu porumb, cu parmezan și vom prăji și niște pâinică din asta cu ulei și cu oregano. Deci este demențială. Combinația de ulei și cu oregano amestecat și mai ales la această pâine toast se potrivește de minune. Am mai luat această plăsuță cu portocale, are 2 kg. Mere, Marc este mâncătorul de mere și cred că am luat vreo 2 kg sau 1,5 kg, nu știu cât e acolo. Castravete, dar cred că e aici, ori l-am lovit eu, ori l-am luat puțin avariat. Selena a vrut să mănânce ieri tzatziki, aveam iaurt, dar nu aveam castravete. 2 cutii cu lapte și un bidon de Coca-Cola la 1,25 litri. Și vreau să vă spun că toate aceste produse m-au rupt în ultimul hal. Deci, opa, foarte greu am ajuns cu plasele astea acasă, nu știu, ori se întâmplă ceva cu mine și nu mai am eu o forță și am devenit o leșinată, ori astea într-adevăr au fost grele, dar cred că mai degrabă au fost, sau ambele variante, deci am devenit și puțin leșinată și sunt și ele grele, că aici avem 2 kg, cu 2, 4, 5 kg și un pic, astea nu le mai pui așa la socoteală și da, hai să zicem un 7 kg, să zicem că am cărat, pe mine una m-a obosit foarte tare, cel puțin, cel mai tare m-a obosit etajul 4. Aici avem și bonul. Am dat 47 de lei. Laptele 4,79 lei, castravete 3,29 lei, Coca-Cola 6,69 lei, merele 7,31 lei, portocale 9,49 lei, pâinea 4,49 lei, am mai avut un Barney 1,59 lei, un baton cu musli, acela a fost al Selenei, că ea nu e cu Barney. Așa, și salata verde 3,49 lei. Acum sper că această salată să fie ok la gust. Am mai nimerit în sezonul rece salată amară și sper să fie și aceasta. Adică sper să fie aceasta ok, să nu fie și aceasta amară. Deja mi se plimbă limba în gură. Mi-e sete, mi s-a uscat gâtul foarte, foarte tare. O să mă pun să beau și eu niște suc. Apoi ne apucăm să filmăm produsele de pe Shein, pentru că le-am primit de la curier de joi și astăzi este duminică, da? Deci imediat se încheie și această zi. După ce terminăm cu Shein, o să facem salată, o să pregătim pachetul pentru școală, o să facă copila și baie și încet, încet ne băgăm în pat, că de mâine începe o nouă săptămână. Astăzi am decis să mă vopsesc și mă bucur că am făcut acest lucru. Zilele trecute eram indecisă și nu știam dacă să mă vopsesc acum sau dacă să aștept până la sărbători. Mă gândeam să mă vopsesc înainte de Crăciun, dar nu mai suportam deloc să-mi văd părul așa. Este o diferență foarte mare între părul meu și între brunet și atunci când crește rădăcina se vede foarte, foarte urât. Așa că am pus mâna pe vopsea, am aplicat-o doar la rădăcină de data aceasta. Știți că în trecut vă spuneam că îmi place să iau câte 2-3 cutii de vopsea și să le pun pe toată lungimea părului, inclusiv la rădăcină. Dar de data aceasta nu am mai aplicat pe lungime, am aplicat doar o singură cutie de vopsea, doar la rădăcină. Și acum vedem dacă o să mă mai fac înainte de Crăciun sau Revelion sau nu știu, vedem. Foarte frumos! Dar aici la steluță, de ce nu ai făcut o galbenă? Mamă, și ți-ai pus și numele, fiți atenți! Marc George! Da, ai ștampilă, așa ai? Și ți-ai făcut aici ștampilă la desene, ia uite. De ce nu ai făcut steluța galbenă? Tu vezi steluțele albe, așa ai? Ia uite și aici, mamă mia, tu îți dai seama, ai ștampila ta personalizată, mărcuț. Ce mai faci tu? Bine? Șoricuț, aștept să filmăm produsele de pe Shein, așa-i? Ne mai avem de primit încă 2 comenzi de pe Shein, doar că
De acum cred că le primim. Bine, clar, săptămâna aceasta. Ia uitați cât de drăguț arată această husă. Mi-am băgat telefonul. Și îmi place Maxim, nu? Foarte fain. Cât de fain. Mai devreme am filmat produsele de pe Shein și o să mă apuc să editez filmulețul și să-l încarc. Iar acum o să mă apuc să le organizez puțin. Din această punguță o să luăm, mamă, dar ce mare, asta doar să personalizez la husă, știi? Iar acum vrem să punem aceste accesorii pentru unghii în aceste cutiuțe pe care le-am luat ieri de la, de la Jumbo. Deci tot ce mi-am luat de pe Shein este la sufletul meu. Deci îmi plac la nebunie toate. Ce? Ce-ai găsit? Ce-ai găsit? Ceva superb, bă? Superb, rău. Wow, cât de drăguț! Un pogoin! Cât de drăguț poate să fie! Săracu-i plin de pietre și toate pietrele astea trebuie să îi le dăm jos. Cu asta încercăm. Asta merge fain să-mi personalizez husa, pentru că au și alte chestii mai mari în această punguță. E transparentă, cum ar arăta el. Ar arăta drăguț! Elena a găsit niște comori în aceste punguțe. Ia uitați cât de drăguță e și ea! S-a înghețată! Și-a mai găsit ceva, dar nu mai știu pe unde e. Ce? Deci buguine? Tot felul de chestii drăguțe sunt în acea punguță. Doamne, cât de drăguțe sunt. Chiar am zis Elenei că trebuie să fac pauză, să nu mai iau accesorii pentru unghii, că am o grămadă și nu o să am timp să le folosesc. Da. Așa că am o grămadă de unghii. Sănătate, ia uite, unghii. De unghii, de accesorii. Le am pe astea. Trebuie să mai vină ceva de pe Shein, tot pentru unghii. Am mai găsit ceva drăguț. Acest norișor. Vezi că mai are niște pietricele la picioare. Acum s-o parte din accesorii în aceste cutiuțe de la Jumbo. Dar având în vedere că sunt foarte multe accesorii, am mai adus o cutiuță din asta în formă de inimioară. Am pus și cireșele, pietricelele roz închis și roz deschis și arată atât de drăguț, parcă zici că sunt diamante adevărate. Sclipesc atât de frumos. Le mai am pe acestea. O să mă duc să mai aduc o cutiuță din asta în formă de inimioară și să le desfac și pe acestea să le pun în cutiuțe sau nici nu știu, oare să le las așa în punguțe. Dar mă gândesc că în cutiuță caut mult mai bine atunci când vreau să iau ceva, nu știu, văd eu, mă decid eu până la urmă. Dar sunt tare drăguțe toate. Sunt absolut superbe. Deci această punguță cu atât de multe chestii au tot felul de lucruri și de accesorii drăguțe. Și aici avem și un bungu care mănâncă de pe jos. Nu știu ce găsește el acolo. Ma, ce-a găsit acolo? Nu voi, mama. Măi, ormai, de acum mă duc să pregătesc salata. Să ne punem și noi să mâncăm, să pregătesc pachetul pentru Selena. Trebuie să-i fac baie lui Marc. Selia a făcut baie, a scăpat, așteaptă să pape și să ne băgăm un pătuț. Da. Doamne, câte chestii drăguțe am, și pietre roz și verzi și smarald și albastru turcoaz și toate nebunile. Deci le ador, îmi plac la nebunie. Până la urmă am adus o cutiuță în formă de inimioară să le pun pe cele mov și pe cele roz. Iar pe acestea roșii le voi lăsa momentan în această punguță până o să cumpăr cutiuțe din astea micuțe, așa de genul. Și pe astea de aici vreau să le schimb în timp, nu o să le las în cutiuțele astea în formă de inimioară. Mă gândesc să nu-mi ocupe prea mult spațiu în acele sertare. Așa. Thank you.
imediat ne punem și noi să păpăm. Da. Prăjim aici pâinica pe care o voi tăia și o voi pune ca pe niște crutoane în salată. Am pus sare, piper, două conserve de ton, porumb, niște bucățele mici de parmezan, că Selena nu voia parmezan, așa, oregano. O să mă apuc să fac și sandwich-ul pentru școală. Nu, 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 pentru muncă. Da! Că Selena este o stoarteză! Când pleacă la școală cu trollerul sau când vine, mereu zic, ia uite, vine stoardeza mea, vine stoardeza acasă. Nu ți-ai găsit-o. Nu, nu-ți place această meserie. Nu vrei furculiță, iubitule? Nu? Bungu! Hai aici lângă el, uite, străgeai scaunul și mâncai aici lângă el. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag. Vă dorim o săptămână minunată, să aveți spor în toate, grijă de voi și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa! Pa, Seli! Pa! Noapte bună! Pa!